Карте 17 ноября на Зенске была Ива из год, сутушка в Тимаге и Японии Елена Ницца и Дуя. Кредка в атачком бронзон Елена Ницца и Дуя, бронзон де факт умарка антистый вараж, антистый жилец. Și tocmai de aceea următoarea mea de fericite. Suntem colegi și chiar sunt onorat să fiu coleg cu Părintele Muzeschi, un muzeu grav și un om deosebit, la fel cum a fost și Elena Ницца Ivrea. În continuare, au cuvântul doamnei vicepreședinte a Consiliului de Țărnăță pentru a spune câteva cuvinte. Doamna Mădălea Mătăbuta. Bună ziua! Este o mare bucurie să particip astăzi la un eveniment organizat în apropierea Zilei Naționale a Culturii. Vă felicit pentru această carte, vă felicit pentru toate proiectele realizate. Ne bucurăm că faceți parte din echipa Complexului și a Consiliului Județean Neam și vă doresc mult succes și așteptăm în continuare proiecte frumoase de la dumneavoastră. Mulțumesc pentru sprijin. Această carte nu s-a fi născut dacă nu aș fi fost sprijinită în acest demers, deci de conducere care a înțeles importanța fotocirii în lada cu zestrea Muzeului de Etnografie Piatra Neamț, de a scoate la iveală lucruri foarte puține sau deloc cunoscute. Și îi mulțumesc doamnelor de la Așezătoare de Piatra Neamț cu care am lucrat la acest proiect și dumnealor au văzut ce comoare există în această lată de zestre. Iar aș dori să mulțumesc în mod special doamnei etnolog dr. Elena Florescu și colegii mele conservatori Zoia Vieru, cărora am dedicat acest album. Merită pe deplin. Merită mult mai mult decât atât. Doamna dr. Elena Florescu este fondatoarea Muzeului de Etnografie din Piatra Neamț, iar Doina Vieru, colega mea, are în grijă colecția acestui muzeu de mai bine de 30 de ani. Deci, fără domniile lor, acest lucru n-ar fi fost posibil. Eu nu aș fi avut ce să scot la iveală și nu aș fi avut ce să pun în această carte. Izvoarea nu este un lucru nou. Nu ne-am ocupat noi acum să culegem izvoare. Este un lucru care se face de peste 100 de ani, pentru că începând cu secolul al XIX-lea, specialiștii din România și chiar și cei din Europa și-au dat seama de importanța culturii populare pe care o neglijaseră 10 sute de ani. Și atunci s-au gândit, cât nu este prea târziu, să adune izvoare, să facă albume de artă populară, pentru ca peste ani noi să avem această zestre pe care este acum, această bibliotecă minunată pe care o avem, care conține foarte multe volume, sute mii de volume despre arta populară românească. Dar în aceste multe albume, colegi de izvoare, să știți că județul Neamț a fost reprezentat destul de puțin. S-a pus mare accent doamnele care au lucrat și mă refer la Elena Cornescu și mă refer la doamna Palnaitescu, vorbesc de 1906, de 1910 și apoi de Eliza Mădeanu, cunoscută la Albina din 1943. Se referă prea puțin la județul Neamț. Doar două planșe din Filioara și Bistricioara, doar o planșă din Neamț în albumul Albina. Și atunci am spus că de ce, dacă avem, de ce să nu le promovăm? Este drept că după război a apărut și datorită faptului că au apărut cooperative în niște șungărești, au apărut tot felul de albume care erau și în special un drumar pentru doamnele care lucrau în cooperativele de niște șungărești, dar erau și niște cărți care au devenit documente în ziua de astăzi. Ei, pentru județul Neamț, cartea îi datorăm doamnei Elena Ницца Ivrea, care în colaborare cu Nicolae Dunăre a ajuns să cere acel album din 1984. Felicitări pentru această carte pe care abia aștept și eu să o lăsesc și să o studiez.
foarte vechi, care se află cu scurt în cultura multor popoare și în cultura noastră. Acesta este Cărligul Ciobanu. Nu știu dacă știți, e un fel de op culcat, un fel de infinit, sau un fel de es culcat. Acest simbol se indică regenerare la infinit. Și mă gândeam la noi tatice care coasem, cele din cercetătoare de piatră, cele din cercetătoare Borlești, persoanele care cos individual acasă, singure, în taina lor, acordându-și un timp prețios dezvoltărilor, mă gândeam că fiecare dintre noi facem parte din acest cărlig al ciobanului, pentru că mereu și mereu ne regenerăm la un finit și ne agățăm într-un fel de trecut, agățăm într-un fel de trecutul privind spre viitor. Și când am gândit și la doamna Iulian, care cu o mână spre trecut a cules toate aceste izboade, oferind pentru viitor, vedeți peste câți ani? 50 de ani au fost de atunci, cam aproximativ, când noi astăzi deja avem acces la toate aceste resurse valoroase și putem să le transmitem și mai departe. Mi se pare fantastic că fiecare dintre noi putem face parte din acest continuum și că nu lăsăm trecutul să rămână acolo. Ce la asemenea în viața noastră, facem legătura cu străbunicele noastre și cu bunicele noastre și încercăm să oferim și copiilor noștri această șansă uriașă, pentru că și aici o să închei, ne-am făcut din ie o avere, o avuție și totodată o misiune pe care sunt sigură că fiecare dintre noi dorim să o